Luni dimineață, la ora 4 și 40 de minute, a sunat telefonul în dispeceratul 112. Apelanta era o femeie care anunța speriată că a fost sechestrată în portbagajul unei mașini și că se teme să nu fie omorâtă. Apelul a fost transferat la dispeceratul Poliției Capitalei. Operatorul care a stat de vorbă cu femeia este polițistul Florin Călinescu. Doamna era foarte energică, era disperată. Scoteți-mă, sunt într-un portbagaj. Eu când am auzit lucrul acesta, era clar că nu este cu voința ei, era clar că este ceva destul de grav. Am alertat toate echipajele din teren din București, mă refer la echipaje de la ordine publică, de la jandarmerie. Am dat inclusiv pe Ilfov. Doamna a închis apelul, primul apel, că de fapt au fost două apeluri din partea doamnei. Al doilea, primul a închis pentru că mi-a spus, zice, nu mai pot să vorbesc, vine, mi-e frică, și a închis. În timpul ăsta, gândiți-vă că toți eram alertați, toți verificau, vorbeam în teren, vă dați seama că undeva trebuia să așteptam să primim alte localizări. Un al doilea apel al femeii a fost și mai alarmant. Bărbatul care o obligase să intre în portbagaj oprise mașina pe un câmp din sectorul 3 al capitalei. A revenit doamna cu apel, zice, grăbiți-vă, mi-au dat foc, mă sufoc, vă rog, grăbiți-vă. Era un apel de disperat, deci atunci chiar am aflat că nu, chiar nu cred că putem să mai facem nimic, pentru că doamna a spus că zice, mă sufoc, nu mi-au dat foc. Dacă trimiteam echipaje în altă stradă, în altă zonă, era fatal pentru ea. Fiind într-un portbagaj, mă gândeam că cantitatea de oxigen este limitată și oricând se poate sufoca. Între timp, unul dintre echipajele de poliție plecate în căutarea femeii a reușit să găsească mașina și au vrut să se asigure că acela e autovehiculul pe care îl căutau. În ultimul apel, într-adevăr, la final, s-au auzit voci pe fundal, în sensul gata, ieșiți, sunteți bine, adică ne-am dat seama că a fost găsită. La scurt timp, după aproximativ 10 minute, un echipaj al brigăzii rutiere a depistat autoturismul. Ulterior, lângă zona unde a fost găsit autoturismul, lângă o stație PECO, a fost depistat și imobilizat conducătorul auto de către un alt echipaj. Între ora apelului și momentul găsirii victimei au trecut doar câteva minute, însă orice minut de întârziere putea fi fatal. Îmi place să ajut și să mă implic și să rezolv cazuri, chiar dacă nu sunt mediatizat,